Și vreau de fiecare dată să vă transmit respectul, admirația și urările de succes pentru cariera pe care ați îmbrățișat-o. O carieră dificilă, riscantă de multe ori, cu foarte multe lipsuri și cu foarte multe pericole, dar în care vă faceți datoria față de țară, vă faceți datoria față de familiile dumneavoastră și în care de fiecare dată încercăm să vă arătăm recunoștință și respect. Vreau să vă transmit, de câte ori am această ocazie, mândria pe care o simt și eu și alți reprezentanți ai statului român, când vicepreședintele Statelor Unite, când secretarul general al NATO ne spun cât de mult admiră armata română, cât de mult apreciază rolul pe care militarii români îl joacă în parteneriatul strategic, în operațiunile la care colegii dumneavoastră participă și își riscă viața. Așa încât vreau să vă felicit, să vă urez succes, să vă spun că de fiecare dată când putem să facem lucruri importante pentru dumneavoastră, le vom face. În urmă cu exact 19 ani depuneam și eu jurământul ca militar în termeni, adevărat. Cred însă că în acești 19 ani armata română s-a schimbat foarte mult în bine, s-a schimbat foarte mult ca profesionalist, ca și condiții de muncă și asta e un lucru spre binele țării și al României. Și vreau să spun încă o dată că nu întâmplător armata și biserica sunt instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, sunt instituții fundamentale pe care orice guvern și orice stat trebuie să le sprijine în continuare. Sunt convins că eforturile pe care le facem pentru ca dumneavoastră, profesorii, comandanții noastre să aibă la dispoziție toate condițiile pentru a fi o armată performantă, o armată profesionistă, o armată care să-și îndeplinească îndatoririle față de țară sunt necesare și le vom face în continuare. Vă rog să vă bazați pe respectul societății românești și pe admirația pentru ceea ce veți face de acum încolo. Îi felicit pe părinți, pe frați, surori, pe membrii familiilor și prietenii dumneavoastră pentru faptul că v-au crescut, v-au adus până aici. Sunt convins că îi veți face mândri în continuare. Iar pe dumneavoastră vă felicit în mod special cu ocazia depunerii jurământului militar. Mult succes!